În data de 2 aprilie, orașul Nicolau Mare a fost martorul unui eveniment semnificativ pentru comunitatea locală. Prima întâlnire a membrilor Asociației Culturale Sân Miclăușene, Doina. Scopul asociației este de a promova și a apăra valorile etnografice și folclorice, de a reînvia și a menține vi și a menține viu jocul, cântecul, portul, tradiția, obiceiurile bănățenilor, atât din zona de puste cât și de munte, dar mai cu seamă din zona Nicolaului Mare și de a transmite generațiilor viitoare toate acestea. Primarul orașului Dănuț Groza a participat la întâlnire în calitate de invitat special, reiterând sprijinul său și al administrației locale pentru inițiativele ce au ca scop conservarea și promovarea patrimoniului cultural al Nicolaului Mare. Să bună, 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 bună seara! Îl întrebam pe Floriu ce se întâmplă astăzi, mi-a explicat așa în câteva cuvinte. Prima chestiune este că aș vrea să vă felicit pe toți pentru inițiativa pe care ați luat-o, la modul cel mai sincer, în ideea în care ați pus bazele și ați constituit o nouă asociație, o nouă Nicolae. Astăzi m-am întâlnit aici la castel cu membrii fondatori a Asociației Culturale Sâmicloșene Doina, formată din dansatorii veterani pe care îi avem în echipa de dansuri la nivel de oraș. Am întâlnit niște oameni frumoși, niște oameni pasionați pentru artă și pentru cultură, oameni care vor să se implice la nivel, în sunt Nicolau Mar, la nivel de oraș, în activitățile culturale și cu siguranță îi vom susține să-și ducă la bun sfârșit tot ceea ce și-au propus. Marea mea dorință ar fi ca această asociație odată înființată să aibă o experiență și o viață foarte, foarte lungă, astfel încât și generațiile care urmează să se bucure de această inițiativă la nivel de oraș. Felicitări tuturor și susținere maximă din partea administrației locale din Sân Nicolaul Mare. Asociația Culturală Sân Doina este deschisă tuturor celor care. Împărtășesc pasiunea pentru tradițiile locale și care doresc să contribuie la păstrarea și revitalizarea acestora. În acest sens, membrii comunității, interesate de valorile culturale autentice, sunt încurajați să se alăture asociației și să contribuie la activitățile acesteia. Astăzi ne-am adunat în sala mare a Castelului Naco, și poate a avut loc o întâlnire istorică. Pentru că astăzi, pentru prima oară, s-a adunat într-o. Prima întâlnire, membrii atât fondatori cât și membrii care vor fi noi sau care vor adera în cadrul acestei noi înființate Asociații Culturale Semiclăușene Doina. Asociația Culturală Semiclăușană Doina se dorește a fi o continuitate sau o continuare a ceea ce poate în perioada interbelică a constituit o normalitate și care dorește să sprijine activitatea culturală în orașul S Nicolaul Mare. Prin activitate culturală nu se înțelege sau nu se subînțeleg doar dansuri populare, pentru că foarte mulți mă asociază pe mine cu dansurile populare, activitatea culturală folclorică a orașului Presupune uh, atât dans, muzică, cântare corală, obiceiuri, tradiții, costume populare. Această asociație, înființată în ianuarie 2024, din inițiativa membrilor veterani ai ansamblului folcloric Doina, își propune să devină un promotor fervent și un susținător activ al tradițiilor. Și culturii specifice orașului, punând un accent deosebit pe jocurile populare, instrumentele muzicale tradiționale, taraf, costumele populare, cântarea corală, precum și pe obiceiurile și tradițiile locale. Ce înseamnă, de fapt, să fii membru al asociației și cine poate deveni membru al acestei asociații? Calitatea de membru, trebuie să spunem că avem trei tipuri de membru. Uh, unul Calitatea de membru cotizant, care este, îți oferă și dreptul să-ți uh, să un cuvânt practic, sau un cuvânt greu de spus. Calitatea de membru cotizant se obține de către orice cetățean prin depunerea unei cereri de adeziune aprobată de către biroul permanent, precum și de achitarea unei cotizații lunare de 10 lei. Cotizația a fost, uh, cotizația a fost propusă și aprobată în luna limitate în cadrul ședinței de azi. Pentru membrii noi, care sperăm că vor fi în număr cât mai mare, se va calcula cotizația de la data intrării în asociație, bineînțeles. După aceea avem un alt tip de membru, membru necotizant, care este acea persoană care aderă la asociație depunând la birou permanent o cerere de adeziune, specificând pe aceasta calitatea sau dorința de membru necotizant. Membrii necotizanți sunt de asemenea toate persoanele sub 18 ani care participă în mod curent la activități, aici Mă refer la copii, la activități și acțiuni ale asociației, care aceștia, dobândind această calitate prin decizie a echipei administrative, numai și numai după obținerea acordului părinților sau a tutorilor legali. Și mai avem membrii de onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală la propunerea oricărui membru cotizant, acelor persoane care, deși nu sunt membri ai asociației, în decursul timpului, au desfășurat diverse activități pentru asociație. Pentru informații suplimentare sau pentru a deveni parte din acest efort colectiv de conservare a patrimoniului cultural, doritorii pot contacta asociația la adresa de e-mail officearondacesedoina.com sau pot suna la numărul de telefon 0745-435-594.